ocazia proiectului IPU Rural, proiect care este finanțat prin programul Erasmus și în care universitatea noastră este implicată de 2 ani, deci am intrat în cel de-al treilea și ultimul an al proiectului. O să vă spun mai multe colegul meu, domnul profesor Puiu Gabriel, despre proiect. Eu vreau doar așa în câteva cuvinte să vă spun că sunt participanți din 3 țări și pe lângă multe alte activități și obiective pe care are proiect, pe care le are proiectul, miezul lui sau esența ar fi creșterea gradului de informare a studenților, a absolvenților, în domeniul surselor regenerabile de energie, dar cu o direcție clară orientată către mediul rural. Uniunea Europeană are niște politici de câțiva ani prin care încurajează și încearcă să ridice nivelul de dezvoltare a mediului rural. Până la urmă, de acolo ne luăm mâncarea, până la urmă au surse regenerabile pe care poate nu știu să și le exploateze, dar, să zic, niște instalații de extragere a energiilor regenerabile ar putea satisface o comună, o localitate mai mică. Da, sigur ar duce la nivelul, la creșterea confortului în zona respectivă și implicit și la nivelul de trai. Da? Ar putea fi facturile mai mici. Știm că sunt niște discuții cu energiile și cu facturile, notele de plată din facturile la energie electrică, în ceea ce privește energia regenerabilă. Dar totuși, haideți să privim puțin în perspectivă. Sigur, se asigură un mediu mult mai bun și mai curat, dacă avem energie regenerabilă. Și, categoric, câteva locuri de muncă vor fi create în zona respectivă. Deci, această întâlnire este dedicată acestui proiect. O direcție care e bine să o gândim sau să o analizăm și în perspectivă este faptul că, asigurând un mediu curat, avem mai mari șanse să dezvoltăm turismul. Până acum, doar sunt 10 studenți, o parte lucrează, știți că problema de zi în ziua de astăzi, de fapt, omul student lucrează și mai multă. Dar de vremea mea, să zic așa, de studenție. Mulțumesc mult de tot și vă felicit și eu din nou.